Salutare tuturor! Sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu, bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vreau să facem împreună o rețetă pe care eu o prepar în mod frecvent de cel puțin 10 ani de zile și anume guacamole. Guacamole este un preparat de origine mexicană și pentru a prepara guacamole aveți neapărat nevoie de avocado. Dacă nu aveți avocado, din păcate, nu prea puteți să faceți guacamole. Însă nu mi-aș face probleme pentru că îl găsim în toate magazinele, îl găsim în toate formele, pentru că există mai multe soiuri de avocado. Însă, de cele mai multe ori, nu îl găsim gata de a fi mâncat, ready to eat. De cele mai multe ori, avocado îl găsim crud. Însă nici aceasta nu este o problemă. Vă spun ce fac eu. Nu mă interesează dacă avocado este crud. Îl cumpăr. Și apoi îl pun într-o pungă din aceasta de hârtie, alături de o banană și un măr. Puse împreună, acestea elimină niște substanțe care grăbesc coacerea avocadoului, așa că în 2-3 zile aveți un avocado perfect. Am mai văzut pe internet varianta de a pune avocado în folie de aluminiu, iar apoi să-l bagi în cuptor. Eu am încercat această variantă acum mai mulți ani și, sincer, nu mi-a plăcut, așa că de cele mai multe ori fie îl las pur și simplu să se coacă de la sine, fie îl pun în pungă alături de banană și măr. Însă varianta cu băgatul la cuptor, eu nu am mai încercat-o și nici nu o să mai încerc. Dacă dați o căutare pe Google cu rețetă guacamole, veți găsi cu siguranță mii de rețete. Eu prima rețetă am văzut-o pe YouTube, după cum am spus, acum mai bine de 10 ani de zile și de atunci o prepar în mod frecvent. Bineînțeles că de la rețeta inițială am mai eliminat unele ingrediente pentru a face preparatul pe gustul meu, ceea ce vă recomand și vouă. Nu trebuie să vă limitați la ingredientele pe care eu vi le voi arăta. Puteți să căutați voi rețetele voastre și să le combinați să faceți un preparat pe gustul vostru. Rețeta mea de guacamole are doar 5 ingrediente. Asta dacă nu punem sarea și piperul, vom avea nevoie așadar de avocado, roșie, ardei iute, usturoi și lime sau lămâie. Iar apoi, la final, dacă vreți voi să mai puneți sare și piper, asta ține de gust. Din ingredientele pe care eu vi le voi arăta puțin mai încolo, să știți că puteți să preparați două porții extrem de generoase de guacamole, iar aceste porții pot înlocui cu succes o cină. Însă dacă sunteți mai mulți, presupun că puteți să faceți chiar și 4 porții. M-am gândit că este perfect să facem această rețetă în perioada aceasta extrem de călduroasă, pentru că nu trebuie să dăm drumul la aragaz, nu trebuie să dăm drumul la cuptor. Este o rețetă care se prepară super rapid și fără a necesita căldură. Vreau să închei aici introducerea, însă mai înainte vreau să îmi pun șorțul de bucătărie, pentru că astăzi port acest tricou cu semnul meu zodiacal și nu aș vrea să-l murdăresc de avocado sau de roșie. Așa că o să vă rog să îmi mai îngăduiți câteva secunde pentru a-mi pune șorțul și apoi imediat ne punem pe treabă. Gata, mi-am pus șorțul, îl leg și în 3, 2, 1 am pornit la treabă. V-am poziționat după cum am obișnuit și acum vreau să vă arăt cei 3 avocado ai mei. Sunt spălați pentru că este indicat să-i spălăm înainte de a-i tăia. I-am lăsat vreo săptămână pe blatul de bucătărie și cred eu că acum sunt buni. Dacă încercați în supermarket, încercați să nu îi apăsați așa, pentru că așa îi se vor strica mai repede, ci încercați să-i simțiți un pic la mână, să vedeți dacă sunt moi sau nu. Aceștia cred eu că sunt ok. Acesta e un pic mai tare, însă nu contează. Mă voi descurca și acum haideți să îi tăiem. Mare atenție atunci când îi tăiați. Amintiți-vă că eu am ceva experiență. Dacă este cazul, folosiți un cuțit mai mic. Soțul meu chiar a avut un caz, o pacientă care a venit cu palma tăiată pentru că a încercat să scoată sâmburile de la avocado și s-a tăiat. Vedeți? Aceasta este metoda de îndepărtare a acestui sâmbure, cea mai eficientă. Tăiem avocado pe din două, îl răsucim.
pentru a scoate avocado propriu zis din coajă, cu o lingură. E foarte simplu dacă acesta este copt. Și uitați. Și continuăm. Acesta este avocado după ce l-am scos din coajă. Încercați să-l mișcați destul de repede, pentru că imediat este indicat să adăugăm suc de lime. Eu am aici lime pentru că mi se pare mai gustos, dar și lămâia este un locuitor perfect, așa că nu vă faceți probleme. Am tăiat lime-ul și pun deasupra avocadoului. Au fost dăți în care am exagerat cu lămâia sau cu lime-ul și am făcut guacamole cam apos. Acum că am făcut acest lucru, voi începe să-l strivesc cu furculița. Veți vedea pe internet mai multe variante, sunt persoane care folosesc și acel instrument pentru piure de cartofi, însă furculița, din câte am observat, o face treaba foarte bine. Am pisat avocado, nu știu dacă se observă, însă nu l-am făcut total piure. Este și aceasta o variantă, însă mie îmi place să simt și guguloaiele de avocado, îmi place să simt și bucăți mai mare de avocado în guacamole, așa că eu nu îl pisez foarte, foarte fin. Punem bolul deoparte și ne ocupăm de roșii. Acestea sunt roșiile pe care le voi toca. De obicei am observat eu că roșiile cherry sunt mai dulci și se pretează mai bine la guacamole, însă în general orice roșie care este bine coaptă este binevenită pentru această rețetă. Aici estimez eu că am vreo 2-3 roșii de mărime medie, ceea ce pentru 3 avocado mi se pare perfect. Îmi place totuși ca în guacamole avocado să fie ingredientul principal, așa că nu îl voi copleși cu foarte multe roșii, așa că le voi toca și pe acestea. Am terminat de tocat și roșiile și le voi adăuga previzibil peste avocado. Pentru că este foarte neplăcut să toci ardei iute, eu vă recomand să folosiți acest tip de mănuși de unică folosință. Dacă nu aveți acest tip de mănuși de unică folosință, nu este nimic, folosiți pur și simplu o pungă, băgați mâna în pungă și tocați ardeiul. În funcție de cât de usturat vă place să fie guacamole, adăugați mai mult sau mai puțin ardei, renunțați, poate la ardei puneți doar usturoi. Am pus toate ingredientele aici. Nu uitați să puneți sare după gust și, de ce nu, chiar niște piper. Nu pun foarte mult pentru că deja avem destule condimente. Iar acum pur și simplu amestecăm. Dacă nu vă pasă de calorii, eu vă recomand măcar o dată să încercați guacamole cu nacho. Mie îmi plac acestea de la Dorito cu aromă de brânză. Mi se pare că sunt cei mai gustoși, însă dacă țineți la siluetă sau nu vă place nacho, încercați să mâncați guacamole cu țelină, dovlecei sau zucchini. Sper că v-a plăcut rețeta, ne vedem imediat!
Aceasta a fost rețeta. Îmi dau seama că poate nu este pentru toată lumea, însă sunt curioasă de voi, cei care vă uitați acum la mine, dacă ați făcut până acum guacamole, dacă nu ați făcut, vă rog să spuneți dacă v-a atras atenția, dacă ați fi dispus să preparați. La noi în casă nu prea intra nici un prieten, nici un membru al familiei care să nu primească guacamole, căruia să nu îi preparăm guacamole, așa că fiind aici din ce în ce mai mulți prieteni și vă mulțumesc pentru asta, nu aveam cum să nu vă fac și vouă un guacamole, să nu vă prezint și vouă rețeta aceasta și să nu mai petrecem și astăzi ceva timp împreună. Am observat că în ultimul timp canalul a început să crească mai mult decât a făcut-o până acum. Până acum creștea destul de încet, însă acum am văzut că lucrurile au început să se miște și nici nu vă dați seama cât mă bucur acest lucru. Vreau să vă mulțumesc celor care v-ați alăturat de curând pe canal și totodată să mulțumesc celor care m-au urmărit de la început. Pentru voi sunt aici de fiecare dată și la voi mă gândesc atunci când găsesc idei de videoclip. De aceea orice feedback și orice susținere din partea voastră este extrem de importantă. Mulțumesc mult, mult, mult de tot dacă v-ați uitat până la final. Eu mă opresc aici. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Acum vă las, vă pup și până data viitoare, fiți fericiți! Pa, pa!